Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați acestui canal, bun venit celor noi și vă salut cu mare drag pe cei pe care vă abonați astăzi. Ca de obicei, vă doresc poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi excelentă, o săptămână minunată, probabil mulți dintre voi chiar aveți motive să fiți veseli, pentru că piața cripto arată total diferit față de săptămâna precedentă. Astăzi vom vorbi despre Bitcoin, vom vorbi despre ce se mai întâmplă în piața cripto, vom vorbi despre Bitmarket și despre Crypto Village. Cei care mă urmăriți de ceva timp știți că toamna trecută vă vorbeam despre subiectul Crypto Village. Foarte curând se va concretiza achiziția terenului pentru Crypto Village, care va fi, cred că, primul parc de distracții și mini-resort crypto-friendly din lume. Sunt în discuții avansate, urmează să finalizez achiziția terenului și vom demara proiectul. Vom începe construcția primei tiroliene. Vor fi mai multe tiroliene, din care una electrică prin pădure de mare viteză, ce va avea cel puțin un kilometru, va fi ceva, cred că, unic în România. Vom începe și prima fază a construcției de căsuțe tip A-frame, dar urmează să fac mult mai multe anunțuri pe parcurs, pentru că, v-am zis, acum suntem în faza de concretizare a terenului. Știu că n-am mai vorbit despre acest subiect pentru că nu era cazul, nu am vrut să mai creez vâlvă. După ce vom achiziționa terenul, ne vom apuca de randări, vom face partea de arhitectură ca oamenii să știe cum arată acest proiect. După care vom da drumul la o fază publică de investiții și am să vă povestesc ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Până atunci, haideți să vorbim despre ce se întâmplă acum cu Bitcoin și cu piața cripto. Bun, haideți să începem cu acest index al lăcomiei și al fricii. Puteți vedea că acum suntem la 45. Asta înseamnă că lucrurile s-au mai calmat și parcă intră în normal. Dacă privim media pe luna trecută, am avut frică extremă, da? Vă amintiți când ne apropiam de 31.000 de dolari? Atunci oamenii credeau că vine sfârșitul. Săptămâna trecută, tot. Teamă extremă la 20. Ieri, 37. Astăzi, 45. Lucrurile evoluează în acest fel și vor evolua mereu așa. Când piața cade, oamenii sunt panicați. Haideți să vedem pe grafic. Suntem pe o zi, pe Binance, dar am dat să vedem de la precedenta corecție de anul trecut până în prezent. Ce putem remarca este faptul că minimele de data trecută nu mai sunt minimele de data asta. Da? Și asta înseamnă că avem higher lows, cum se spune tehnic, sau minime mai sus. Uitându-ne cum a fost corecția de anul trecut, da? Putem spune că e oarecum puțin diferită. Aici am stat foarte mult în acest canal între 41.000 și 30.000. Acum, în perioada asta, am stat în canalul ăsta doar 3 săptămâni maxim. Și am avut corecția de data trecută, a durat 73 de zile. Haideți să vedem acum de la cel mai înalt vârf. Sunt 86 de zile. O perioadă relativ asemănătoare de timp. Nu m-aș grăbi să trag concluzii pentru că trebuie să vă arăt această zonă aici, da? Pe această linie magenta, da? Asta înseamnă că aici avem rezistență foarte puternică. În acest canal pe care eu cred că îl formăm acum între 41.000 și 46.000, în zona asta nu avem foarte multă fricțiune, da? Aici avem, da? Deci
E o zonă în care, dacă voi prelungi această linie, ne putem da seama că avem foarte multe, să zicem, rezistențe în această zonă de depășit. După cum spuneam, cu două zile înainte, mă așteptam, dacă Bitcoin va rupe 41.000 și va rezista deasupra măcar o lumânare, atunci este de intrat în piață. Din punctul meu de vedere, lucrul ăsta s-a întâmplat, suntem deja la a treia lumânare peste acel prag psihologic. Rămâne de văzut ce urmează să se întâmple. Probabil aici, în zona asta sau până în 46.000, e posibil să avem o respingere, o corecție a pieței, să ne întoarcem din nou în această zonă care va deveni automat suport. Deci 41.000 redevine zonă de suport. Nu am un glob de cristal, nu pot să mă aventurez să zic dacă vom rupe din prima aici și ne ducem în sus, dar întotdeauna trecutul poate să ne dea răspunsuri. Da? După cum vedeți, data trecută când am avut această rezistență puternică aici la 41.000, s-a dus odată în ea, l-a respins, după care s-a mai dus și a rupt-o. Da? După care iarăși am avut aici un prag, da? Care putem spune data trecută, haideți să trasăm o linie ca să vedeți. Putem spune aici, da? A avut un prag pe care a încercat de o grămadă, de o grămadă de ori și a fost respins. L-a respins până la suport, da? Ceea ce zic și acum, e posibil să ne respingă chiar până la suport, dar nu l-a respins până la suport din prima, vedeți? A stat foarte mult, a avut un fake breakout aici, nu a susținut. Și după care a reușit să rupă. Haideți să vedem din momentul în care a rupt aici, câte zile a durat data trecută până a rupt următorul prag. 59 de zile, da? Deci și acum sunt șanse destul de mari să stăm în zona asta, iarăși o perioadă în care să consolidăm. Deci vă repet, întotdeauna trecutul poate să ofere niște răspunsuri legate de viitor. Adevărul că data trecută în această zonă am stat foarte mult. Acum nu am stat atât de mult, da? Deci acum, prin comparație cu data trecută când am stat aici în canalul ăsta până 70 de zile, acum noi am stat în canalul ăsta 15 zile, 2 săptămâni, hai 16 să zicem, da? Deci o diferență. Însă, cam astea sunt pragurile pe care va trebui să le depășim. Deci eu zic odată aici, la 46.000 și odată la 49.000. După care revenim în zona asta rarefiată, unde stă foarte puțin. Deci nu stă mult. Totuși, na, s-o luăm pas cu pas. Din punctul meu de vedere, odată aici, e posibil să ne respingă tocmai înapoi aici. După care când vom rupe, eu zic că ăsta este un canal mai subțire, între 46 și 49 de mii. Pe Bitmarket, vă ziceam, urmează să înceapă să listeze unul din partenerii noștri. Văd că deja a pus o chestie de test, cei de la ActiveImmob. Este o agenție imobiliară din România cu care am semnat un parteneriat, iar ei vor începe să listeze proprietăți pe Bitmarket. Am început discuțiile cu tot felul de companii, din piese auto, piese de tractor, mobilă, corpuri de luminat. Deci pe Bitmarket vor apărea tot felul de anunțuri și în clipa în care va fi gata procesatorul nostru de plăți, am discutat cu partenerul meu, cu Mihai, ce se ocupă de tehnologie și îmi spunea că e posibil să mai dureze mai mult decât mă așteptam eu până terminăm procesatorul de plăți, dar în clipa în care acest procesator este terminat de făcut, oamenii, companiile vor putea vinde și încasa direct de la noi din platformă. Cum ziceam, asta venind la pachet acum și cu CryptoVillage, CryptoVillage va fi locul în care veți putea folosi moneda BMK pentru cazare, veți putea folosi moneda BMK pentru tiroliene,
pentru bungee jumping, pentru tunelul de vânt, vor fi foarte multe lucruri. De asta am spus tot timpul, nu vindeți BMK-ul acum, nu este momentul, pentru că ce construim noi nu se face de pe o zi pe alta. Și ce am zis că fac se va realiza. Însă totul durează, totul este o chestiune de timp. Ce vreau să mai vorbim astăzi este acest articol, da? În care se spune că US Treasury, deci trezoreria americană, targetează, anchetează NFT-urile pentru potențială spălare de bani. Vă dați seama că lucrurile astea sunt logice. Au fost tot felul de răhățele care se vindeau pentru sume colosale, 10 milioane, 15 milioane, niște JPEG-uri, niște poze cu o piatră, cu nu știu ce. Este clar că lucrurile astea au atras atenția. Văd acum o știre și din Arabia Saudită, nu știu ce prințesă și-a lansat o colecție de NFT-uri. Este clar, anul acesta NFT-urile sunt mai în hype decât este cripto, dar acest hype eu zic că se va transforma. Speranța mea cea mare este să se transforme în lucruri reale și palpabile. Vă ziceam că orice casă, orice mașină, orice obiect poate deveni NFT prin certificatul de proprietate. Un certificat de proprietate este un NFT. Până când lucrurile astea se vor adopta la nivel de legislație, cred că mai este timp. Însă ar fi bine ca cei care se ocupă de partea legislativă să arunce o privire, să se uite la ele și să le ia în considerare. În rest, doamnelor, domnilor, dragilor, aveți grijă cum tranzacționați, ce cumpărați cu banii voștri, nu vă panicați, piața este volatilă, știți foarte bine că atunci când te aștepți să se întâmple un lucru, nu este o mare surpriză să se întâmple altul. În rest, eu vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune!